Sau mai un simplu Clean Shadow face parte doar de la cum să manipulez Kaioken Okoji. Și vreau să vă mai zic, oficial am făcut 500 de abonați și pe calea asta vreau să vă mulțumesc enorm pentru toată susținerea acordată până acum. Trebuie să profiți de ceea ce persoana nu știe și de multe ori de tot ce ai nevoie să faci persoana respectivă să fie nesigură. De exemplu, în cazul ăsta, Horikita a realizat că Kaioken Okoji o manipula. El atunci a spus pur și simplu că gândește prea mult. Manipulatorii te fac adesea să te îndoiești de ceea ce cunoști, mai ales dacă ești un overthinker. Vei fi acuzat că gândești prea mult. Dacă ești o persoană intuitivă, va spune că teoriile tale sunt exagerate și dacă ești o persoană care se pierde în gândurile sale proprii, ei vor nega sau vor schimba ceea ce au spus pentru a te face confuz. Un alt lucru interesant este că, pe de-a lungul seriei, Kaioken Okoji a luat diferite roluri și activități pentru a nu ieși în evidență din mulțime. Kaioken Okoji își modifică modul de manipulare pentru persoana implicată, fiind atent la ceilalți și la ceea ce au dezvăluit lui. De exemplu, observarea și evaluarea celorlalți în abilitățile lor, în gândirea lor, cât și perspectiva lor. Un alt exemplu ar fi abilitatea lui Hirata de organizarea grupului și abilitatea de a conduce sunt excepționale. Kaioken Okoji va ține minte asta în caz în care este nevoie de el. Până la urmă, pericolul este la orice pas. Totuși, acum probabil o să întreb. Ok, Kibluken, am înțeles modurile de manipulare, totuși, eu o să pot să le aplic cum trebuie și doar despre asta e vorba? Dacă învăț lucrurile astea, o să pot manipula și eu? Nu. Sunt mai multe chestii pe care trebuie să le știi pentru a putea manipula. Citește cărți despre orice, deoarece Kyota Kaioken Okoji este foarte informat. Totuși, de preferabil este să citești cărți de psihologie. Un alt lucru pe care îl face Kaioken Okoji este să observe oamenii cu atenție și, cum am spus și mai devreme, trebuie să cunoști abilitățile celorlalți. Vorba aia, nu știi când ai nevoie de cineva? Sau mai bine zis, nu știi niciodată cine o să-ți fie inamic. Îți mai recomand să încerci când vezi o persoană să o analizezi atent de la ceea ce spune, la ceea ce face și la cum se comportă. Asta te poate ajuta să dezvolți această abilitate de a observa. Și în orice caz, nu încerca să te comporți ca un introvertit, nu uita, tu dorești abilitățile lui Kaioken Okoji, nu personalitatea lui. Și dacă poți vorbi în timp ce deții abilitățile pe care le are Kyota, atunci este o victorie majoră pentru tine. Un alt lucru important e să fii în formă. Până la urmă, corpul lui Kyota Kaioken Okoji a fost antrenat riguros în timp ce el a fost în Wide Room și chiar a învățat să se și lupte, așa că antrenează-ți mușchii și învață să lupți. Poți face asta prin a merge la sală sau să practici orice sport pentru a dezvolta corpul, mușchii, cât și abilitățile. Și până la urmă, degeaba ești informat și știi să te lupți dacă nu gândești critic și logic. Una dintre trăsăturile majore ale lui Kaioken Okoji este capacitatea sa de a gândi critic. Până la urmă, Kaioken Okoji are nevoie doar de câteva secunde pentru a înțelege persoana din fața lui, cât în și ce stadiu se află. El folosește cuvintele de ce, unde, când, cine, ce și cum atunci când evaluează o situație și își pune întrebări până vede imaginea de ansamblu. Și acum, întorcându-mă puțin la gândirea critică, o modalitate de a dezvolta gândirea critică este prin scrierea despre ceva anume. Alegeți un subiect, notează-ți opinia despre subiectul respectiv și scrie de ce simți așa despre subiectul respectiv. Și știm că Kyotaka este un maestru al predicțiilor și al citirii adversarilor. Toate acestea se leagă de ceea ce am spus. El are înțelegerea sa majoră în psihologia umană și a stării mentale a unei persoane. El înțelege și știe ce vor face în amicii săi doar prin citirea persoanei și citirea situației. Acest lucru se datorează înțelegerii sale profunde a psihologiei, doar ce își înțelege complet inamicul. Gândirea sa critică și gândirea lui logică joacă de asemenea un rol important. El gândește critic în ceea ce privește care este cea mai bună și mai logică mișcare de făcut. Kaioken Okoji este de asemenea un maestru al informațiilor și ne amintim ceea ce am spus la început. Citește cărți pentru a-ți crește cunoștințele. Și nu încerca să înveți cum să manipulezi oamenii. Manipularea vine de la sine atunci când înțelegi psihologia. Știi ce se poate și ce nu într-o situație dată și îți poți schimba abordarea în funcție de persoana cu care interacționezi. Ceea ce se leagă de ceea ce am spus. Învață psihologie. Și încă ceva. Kaioken Okoji poate folosi oamenii eficient. Cunoaște amploarea și limitele persoanei pe care o folosește, ceea ce înseamnă că știe că persoana pe care o folosește îi va oferi rezultatele pe care și-l dorește. De aceea îți recomand să joci mult șah, să exersezi gândirea critică și să-ți folosești eficient piesele. Și acum voi face un rezumat.
De ceea ce ai nevoie este de o înțelegere profundă a psihologiei, să fii în formă, gândește critic și logic și observă oamenii. Well, cam a fost cu acest videoclip și, din păcate, ăsta ultimul clip pe care îl mai fac despre Yano Koji, cel puțin până la sezonul 2. Totuși nu-i bai, o să mai apară clipuri în genul ăsta, decât că o să vorbesc despre alt caracter. Așa că ne auzim data viitoare. Pace!